Este timpul să dezbatem subiectul zilei. Stăm de dragul copiilor într-o relație care nu mai merge? Alături de noi este psihologul Cristian Andrei. Bine ați revenit! Bine ați venit! Găsit. Ce facem, domnule doctor? Stăm într-o relație care nu mai funcționează de dragul copiilor sau nu? De cele mai multe ori instinctul îți cere să faci lucrul ăsta. Cel puțin o vreme. Să stai? Să stai, da. Pentru că trebuie știut faptul că și bărbații au instinct matern. Adică acea receptivitate față de copilași, față de puiuții, pisoiași, cățeluși, sunt bărbați care simt nevoia să protejeze ființele vulnerabile. Au văzut vulnerabilitatea copilului, reacționează la asta. Dacă bărbatul nu are instinct matern, ci este mai degrabă pattern, adică eu sunt tatăl, eu dictez, dacă seamănă cu mine, bine, dacă nu, la revedere, atunci probabil că se duce mai încolo. Și dacă el constată că acest copil seamănă mai mult cu mama lui sau cu rudele mamei lui, sau ea constată asta, că avem și mămici care pleacă astăzi de lângă copil, da? Pentru o viață mai frumoasă, să zicem, economic, emoțional, bineînțeles că atunci se produce despărțirea de copil, că aici e vorba de divorțul față de copil, da? Da. Una este despărțirea în cuplu, m-am săturat de tine, te-ai săturat de mine. Practic e o despărțire care se desfășoară pe două planuri. Exact. În cuplu și în relația cu copiii. Și din păcate, de exemplu, bărbatul sesizează că acest copil stă mai mult lipit de mămica lui și zice, atunci stai cu mămica ta, că eu plec. Da? Sau ea îi spune semeni cu tactul, da? Expresia populară. Da, populară. Și ia, du-te tu și stai la el. Și copilul atunci simte divorțul de părinte, când este împins mai încolo, da? Du-te tu, că eu nu te mai vreau. Este groaznic pentru copil. Da. De aceea, doamnelor, domnilor, dacă divorțați unul de altul sau una de una de alta, da? Dacă divorțați dumneavoastră ca adulți, nu divorțați de copii. Nu poți să-i spui copilului am plecat și te las. Da? Este extrem de important. Uite, gândiți-vă. Ne-am născut cu doi părinți, nu? Când eram micuți pe la grădiniță, doi părinți, mama și tata. Este universul. Așa trebuie să fie lumea pentru noi. După care lumea se dezintegrează. Dacă ne-am fi născut cu părinții gata divorțați, era un pic altceva. Constatam mai pe la școală că e ceva deosebit între noi și colegi. Da? Dar dacă totul a fost foarte frumos, că și lumea zicea ce cuplu minunat, ce părinți, ce familie frumoasă, și dintr-o dată s-a dus foarte greu pentru copil. Așa este. De aceea este extrem de important să continuăm relația pozitivă cu copilul, indiferent unde ne-am avea, când ne-am aflat. Am observat că în mentalul colectiv există această idee că cei mici nu simt. E prea mic, nu înțelege. Cred că simte. Este scena aceea copilului care stă dincolo de tocul ușii de la bucătărie și aude tot. Și înțelege. Și uneori ești uimit să mergi la o grădiniță, să vezi în pauză cum vorbesc copilașii ăștia de grădiniță, de matur unul cu altul, despre părinții divorțați, cum este mama, cum este tatăl, cum sunt adulții ăștia și ce gândesc ei. Întotdeauna copilul este mai sus decât crezi tu. Tu ești în urma copilului tău pentru că el se dezvoltă repede și tu rămâi în urmă. El captează absolut orice informație. Da, și înțelege, mai ales el pune de la el, înțelege anumite fragmente, anumite cuvinte din limbajul părinților și restul completează seara la culcare mai ales. Domnul doctor, avem chiar un mesaj în această direcție. Andreea din Delta ne scrie așa: cum îi explic copilului că mami și tati nu mai sunt împreună? Fiecare dintre părinți trebuie să vorbească despre sine, nu despre celălalt părinte. Și nici neapărat despre amândoi părinții. Da? Mama trebuie să spună, uite, eu acum m-am gândit să mă mut cu serviciul acolo și să vezi cum e acolo, că este un birou foarte frumos și am niște colegi minunați, da? Și aș vrea să mă simt mai bine așa și probabil că tati o să stea în partea asta la altă, da? Dar vorbește cu el despre el. Și atunci copilul poate să culeagă despre fiecare părinte adevărul. Da? Și de asemenea trebuie să primească, cum spuneam, de la fiecare părinte în parte mesajul emoțional pozitiv. Atunci știi că ești copilul meu pe care inima mea o să-l vrea toată viața lângă el și că vorbim oricând, da? Mai ales tații au această problemă că dacă se despart nu trebuie să spună că pleacă și nu se știe unde. Definitiv, exact. Da. Dar oare e bine să-i spunem copilului să știi că tu nu ai nicio vină asupra tot ceea ce s-a întâmplat între mine și tati? Copiii, cred că e indicat. Da, copiii întotdeauna se gândesc că este ceva și despre ei întreabă asta, pentru că există egocentrismul copilului. El crede că soarele, luna și întreg universul gravitează în jurul lui. O vreme cel puțin, până când termină grădinița pe la 6-7 ani. Da? Atunci își dă seama că mai sunt și alți copii, mai sunt și alte ființe pe pământ, nu este doar el centrul atenției. Ei, dacă copilul este, va să zică, pe la 3 ani,
merită să stai în familie pentru el. E ca principiul acela cu alăptarea. Merită să-l alăptezi măcar o vreme. E foarte interesant ce spuneți și cred că trebuie să subliniem, să punctăm acest detaliu. Până la 3 ani, chiar dacă relația nu mai merge, stăm? Da. Dacă îți iubești copilul și te gândești la personalitatea lui de perspectivă, de viitor, ca adult, trebuie să știi că acum se formează personalitatea și el nu merită să se formeze ca un om cu ghinion sau ca un om care nu este iubit sau ca un om neputincios. Da? Merită să fie hrănit emoțional și social de ambii părinți. Și atunci, dacă poți, ar fi minunat. Bineînțeles că dacă atmosfera în casă este cu lovituri și aruncări de obiecte, negativă, este urgent să protejezi inclusiv copilul de această atmosferă. Dar dacă lucrurile nu sunt chiar așa de grave și siguranța lui nu este în pericol, merită să mai stai până pe la 3 ani și ori măcar. Bun, ce se întâmplă cu adultul când stă totuși într-o astfel de relație care nu mai merge, dar stă de dragul copiilor? Ce se întâmplă cu acei adulți? De foarte multe ori acest adult ajunge să-i reproșeze copilului peste nu știu câți ani. Păi pentru tine am stat, eu mi-am sacrificat viața pentru tine și tu nu stai cu mine acum la bătrânețe? Hai. Și copilul ăla vrea să se ducă în cuplul lui, să-și urmeze iubirea, de exemplu. Dar dacă acest copil a ajuns să fie pe la 9 ani, 10 ani, pe la 16 ani chiar cere el despărțirea părinților dacă atmosfera este urâtă în casă. Eu știu astfel de cazuri. Și atunci... Avem mesaj? Da, avem foarte multe mesaje. Oamenii empatizează cu subiectul nostru. Probabil mulți dintre ei se și regăsesc, au trecut prin asta sau au nevoie cumva de sfaturile noastre. Și Mădălina din Cocoșești întreabă dacă cei mici simt tensiunea? Dacă cei mici simt tensiunea atunci când adulții se despart și cum am putea face să trecem mai ușor peste asta. Eu recomand, următorul exercițiu pentru o persoană aflată în divorț. Da. Ești în divorț, doamnă sau domnule? Când vorbești la telefon cu această persoană cu care ești pe cale să te desparți, uite-te puțin în oglindă la fața ta. Era dacă telefon soțul, fostul, și tu te uiți în fața oglinzii și vorbești cu el. Vei vedea pe oglindă ce vede copilul tău când vorbești cu el. Da? Și ai să vezi o față încruntată sau o față din asta chinuită sau o față foarte tristă sau dezgustată. Copilul vede fețele. Copilul știe aproape din naștere cum arată o față înfricoșată, dezgustată, furioasă, veselă, fericită și așa mai departe. Și de aceea este foarte important să exersezi puțin fața ta pe care îi oferi copilului tău când vorbești despre despărțire. Pentru că, realmente, chiar dacă vi se pare ciudat, ai vorbit copilului despre despărțire ca și cum este o frumoasă fază în viața ta de mamă sau de tată care urmează, ar putea să-l facă pe copil fericit, mai ales dacă îi dai și niște detalii despre ce urmează. Poate că mulți adulți nu aleg să facă treaba asta de frică ca nu cumva copilul în viitorul lui să nu repete aceeași greșeală în ghilimele. După cum o spuneți, pare a nu fi o greșeală. Pare a fi pentru binele nostru. Este o opțiune personală. Și dacă avem un copil care a ajuns pe la 10 anișori și știți că fetele pe la 9 ani deja plac pe un băiat din clasă, zic că sunt au un prieten și așa mai departe. Ei, de la pragul ăsta încolo începi să înțeleagă copiii ce înseamnă să ai un cuplu, să ai o simpatie cu cineva, iar această relație de atracție să se termine la un moment dat. Căci și ea, fiica ta din clasa a 7-a, s-a despărțit deja de un băiat, da? Și știe ce important, cât de importantă este opțiunea asta pentru demnitatea unei persoane. Este mult mai ușor să explici divorțul, despărțirea de cuplu, da? Unui copil care deja are niște relații de cuplu, față de un copil care crede că părinții sunt universul lui și trăiește în universul ăsta. Ce se întâmplă cu mine, părintele, dacă aleg să stau într-o relație care nu mai funcționează? Doar de dragul copilului. De foarte multe ori se poate fi o nevroză. Pentru că o parte din tine spune trebuie și altă parte din tine tânjește după altceva. Dacă ai apucat să faci o relație cu o altă persoană și s-a desfășurat deja o atingere frumoasă cu acea persoană, trebuie să știi că atingerea aceea este o schimbare de poli magnetici ai Pământului și tu mai poți să stai cu fostul în casă, pentru că toată ziua și toată noaptea te gândești la actual. Deci odată ce ai călcat strâmb, cum s-ar spune, nu mai se poate... Deci este foarte greu să te prefaci că totul este ok. De aceea recomandarea mea este, ok, ești într-o despărțire, nu mai merge cu actualul sau actuala.
Nu te arunca imediat într-o relație, exact. Pentru că vei trăi acest suflet împărțit în trei. Între cel care te atrage, între cel față de care te simți vinovat sau vinovată și copilul acesta care nu știe despre ce e vorba. Okay? Să lăsăm loc vindecării. Deci e nevoie de o pauză oarecum, de o perioadă de regăsire. Ar trebui să privim acest aspect, acest subiect și din alt unghi. Ce spune societatea despre cel sau despre cea care își lasă copilul, își abandonează copiii, da, și încheie relațiile? De multe ori, cum spunea și Majda, în mediul rural, de exemplu, lumea vorbește. Ai într-un sat, făcut? Se știe fiecare cu știecare, cu fiecare ai văzut ce a făcut, da, și a lăsat copiii, s-a dus nu știu unde, însă de multe ori persoanele care se despart schimbă și mediul. Pleacă, da? Cel puțin unul dintre ei, da? Schimbarea asta de domiciliu. Și iată, altă întrebare. Sunt tot mai multe cupluri care hotărăsc să nu mai fie ca și cuplu, dar să locuiască în aceeași casă în continuare, ca niște colegi de apartament, ca niște oameni care continuă să-i livreze copilului iluzia că totul este ok. Deci copilul a spus că simte. Da. Copilul simte. Da. Copilul simte. Și este faza aceea în care copilul se duce la ambii părinți și bagă cap în cap să se mai pupe odată. Dar e normal să rămânem doar colegi de apartament? Adică este indicat? În Occident este foarte frecventă situația. În țările care sunt ceva mai puțin pasionale, cum sunt oamenii din țara noastră, ai noștri se ceartă ușor, se vede pe noi ce stare avem. Cei din Elveția, din Franța, din Normandia, din Norvegia, nu sunt chiar așa și merge la ei. La noi însă merge foarte greu, pentru că se vede suferința sau se vede conflictul pe părinți. Da, vi se pare că renunțăm prea ușor? Sau depinde de vârstă? Când ar trebui să renunțăm? Trebuie spus că acest copil, care este deja trecut de vârsta grădiniței, să spunem, speră încă vreo 10 ani de multe ori ca părinții să se împace. El se bucură dacă părinții se caută la telefonul pe altul. Se bucură dacă părinții ies în oraș să mai vorbească ceva. Practic trăiește într-un fel de iluzie, nu? El trăiește într-o iluzie. Se rănește cu aceste frimituri care au mai rămas din familia pe care a avut-o. Da? Și își dorește din toată inima. Îi crește inima când vede că părinții comunică sau râd împreună. Da? Unde mai pui că vrea să ieși și vadă pupându-se, cum spuneam. Da. Dar lucrul acesta pentru părinți e clar că nu se mai poate. Da. Unul dintre părinți de multe ori rămâne cu o atracție sau cu o iubire față de cel care s-a despărțit de el. Da, și copilul iarăși simte acest lucru. Vede că mama încă mai tânjește după tata, dar tata are deja pe cineva. Da? Și cum vede copilul în momentul în care apare un alt partener în viața uneia dintre părinte? Aici lucrurile sunt foarte serioase, pentru că de multe ori copilul îl vede pe noul partener sau pe noua parteneră ca pe un competitor. A venit să-mi fure iubirea. Da. Da? Și te trezești cu un copil care este foarte furios toată ziua. Un copil care începe să fure din portofelul tatălui care și-a găsit pe altcineva. E ca un fel de recuperare pentru el, valori. Da? Da. Este un copil care urăște din toată inimioara lui pe persoana nou venită în viața tatălui sau mamei. Și de aceea ține de această persoană nou venită să știe, măi, vreau o relație durabilă cu acest om? Atunci pot să fac o relație și cu acest copil. Eu mă duc spre copil, copilul nu o să vină niciodată. Okay? Și încerc să mă împrietenesc cu acest copil, da? Să mă joc cu el, să am o prietenie proprie cu copilul, nu în cadrul relației cu taică-su sau cu maică-sa. Și atunci s-ar putea acest copil să-l primească ca prieten, da? Dar mare atenție, se atașează. Și dacă ai de gând să te desparți că a fost doar o aventură, trebuie să te gândești și la copilul ăsta. Okay? Bun. Ne apropiem de finalul discuției și vă rugăm să facem un scurt rezumat și să venim și cu o concluzie a celor discutate. Știți, răspunsul tipic al specialistului, depinde. Depinde. Am învățat și noi. Este preșcolar, da? Abordare, nu a terminat, da, încă grădinița, mai stai, dacă poți, da? În cazul în care nu este siguranța lui pusă în pericol. Așa, dar până deja la 3 ani, spuneați, este, da, bine ca cei doi să, da, rămână împreună, da, părinții. Dar copilul deja știe ce este o relație, da, este mare, a trecut clasa 7 încolo și are un prieten, o să înțeleagă foarte ușor. Este recomandată separare. De multe ori cere el să vă despărțiți, așa că nu e cazul să mai tragi mult de guma de mestecat. Un singur lucru vreau să mai spuneți. Ce adult devine copilul care a avut parte de astfel de experiențe? Părinții s-au despărțit? Modelul familiei de origine este important în alegerea partenerului și a propriului plan de viață. Da? Adică este modelul cu așa se poate, asta este posibilul. Da? Dacă însă acest copil are acces și la alte familii care sunt armonioase, dacă are prieteni care au familie ok, el va vedea și alternativa la asta. Dacă unul dintre părinți este furios și celălalt este calm, e ok. Copilul știe și ce înseamnă să fii calm.
Da? Deci să nu ne ferim de faptul că unul dintre părinți este așa sau că familia de origine a fost așa. Noi trebuie să oferim acestui copil varietate și oportunități, ocazii să fie și altfel. Și atunci o să fie ok. Mulțumim foarte mult. A fost o discuție foarte plăcută și foarte interesantă, nu, fetele? Clar, foarte interesantă. Profundă. Vă mai așteptăm de fiecare dată. Emily s-a emoționat puțin, nu? Da, mă emoționează subiectele de genul. Pentru că a fost vorba de copii, se vede da. Da, 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 da. Avem aici două mămici frumoase. Vă mulțumim, domnule doctor. Mulțumim.